PSD Dâmbovița și-a prezentat echipa de candidați pentru Camera Deputaților și Senat în orașul Găiești. Îndrăznește să crezi în România, îndrăznește să crezi în echipa PSD Dâmbovița și într-un guvern PSD. Acestea au fost principalele mesaje transmise de candidații PSD Dâmbovița la întâlnirea cu cetățenii din orașul Găiești. Gazda evenimentului a fost vicepreședintele PSD Dâmbovița, Fănuț Costea. Lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Senat: Adrian Țuțuianu, Titus Corlățean, Alexandru Oprea, Luisa Greaca, Liviu Stoica. Lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților: Rovana Plumb, Leonardo Badea, Carmen Holban, Corneliu Ștefan, Oana Vlăducă, Claudia Gilia, Dănuț Gabriel Sandu, Marian Țachianu, Alin Manole. Suntem o echipă de oameni competenți și devotați. Suntem o echipă de buni dâmbovițeni și de buni români. Credem în România. Credem în Dâmbovița. Credem în potențialul de dezvoltare al țării noastre. Credem în România, în primul rând, pentru că România a fost înzestrată de Dumnezeu cu un dar minunat: natura, bogățiile solului și subsolului. Dar tot așa de bine credem în România, pentru că în România suntem noi românii care suntem oameni demni și muncitori. Iar noi, Partidul Social Democrat, venim în fața dumneavoastră cu rugămintea de a ne sprijini să creștem această țară și să putem să aducem bunăstare în fiecare familie de români. Atunci când vă veți gândi la 11 decembrie pe cine veți dori să susțineți, gândiți-vă și la lucrul ăsta. E foarte important pentru viața dumneavoastră, pentru viața copiilor și nepoților dumneavoastră. Și aici se vor separa apele. Așa că vă îndemn pentru toate lucrurile astea pe care le-am menționat să fiți prezenți la vot pe 11 decembrie și să votați un partid care știe să și guverneze, dar iată, susține și valorile profunde, adevărate, pentru societatea românească. Așa că voi încheia cu ceea ce este scris în fruntea campaniei electorale PSD: îndrăzniți să credeți în România și îndrăzniți să credeți într-un proiect pe care PSD-ul prezintă pentru viitorul României. Lucrurile trebuie să fie limpezi și pentru dumneavoastră, dar și pentru cei care astăzi nu sunt aici, dar cu care ne vom întâlni în perioada următoare. Și vă promit că și eu, și Rovana, și Titus Corlățean, și ceilalți colegi vom veni în următoarele 30 de zile să vorbim cu cât mai mulți oameni. Limpede este pentru cine doar analizează informația pe care noi am furnizat. Între un guvern care a asigurat dezvoltare și un guvern cu fonduri zero, eu cred că trebuie să mergem pe mâna Partidului Social Democrat. De aceea și eu vă invit să credeți în noi. Să credeți în Partidul Social Democrat. Să credeți în Găiești. Să credeți în capacitatea noastră de a dezvolta județul Dâmbovița și toți să credem într-un viitor mai bun aici, în România. Să credem în România, să ne întâlnim victorioși pe 11 decembrie. În ultimul rând, la acest eveniment a fost prezentă și Maria Stoian Musteață, candidatul PSD pentru diasporă. La finalul întâlnirii s-a subliniat ideea că PSD este singurul partid alături de cetățeni și care a venit cu măsuri concrete pentru binele României în timpul guvernării Ponta.